Pentru egalitate de șanse, copiii cu dizabilități au dreptul să învețe în orice școală. Doamnelor, domnilor, bun găsit! O nouă ediție a emisiunii Fără Prejudecăți începe chiar acum la TVR. Eu sunt Ovidiu Damian, vă mulțumesc că sunteți alături de noi. Vă reamintesc că emisiunea noastră este interpretată și în limbaj mimico-gestual de către colega noastră Adelina Ciocotișan. Asta pentru ca mesajul nostru să ajungă și la persoanele cu deficiențe de auz, iar în același timp o variantă accesibilizată pentru nevăzători se regăsește pe platforma Mixcloud. Echipa campioană a României la goalball este astăzi, o parte de fapt din echipa campioană este în platoul nostru. Ei sunt parte a echipei de la Liceul pentru Deficienți de Vedere din Cluj-Napoca, susținuți de la Mont, și acesta este subiectul care deschide ediția de astăzi a emisiunii Fără Prejudecăți. S-au întors ca și campioni absoluți, exact așa cum spuneam puțin mai devreme, 15 meciuri câștigate. Vorbim imediat cu doi reprezentanți și cu antrenorul lor. În același timp, caravana filmului accesibilizat pentru nevăzători va poposi și în platoul nostru. Marian Pădure va fi invitatul colegei mele, Andreea Nod, iar la final tot Andreea ne va aduce ultimele informații din domeniul dizabilității. Mă întorc acum spre primii mei invitații, este vorba despre Călin Crăciun, antrenorul acestei echipe naționale, împreună cu sportivii Cristian Covaci, de altfel este capitanul echipei, și cu Robert Georgiu. Bine ați venit, felicitări! Ne v-am găsit, mulțumim! Bună seara. Un rezultat extraordinar, spuneam, 15 meciuri jucate, 15 câștigate, și spunea Cristian puțin mai devreme, 5 prin knockout. Păi, ca să 5 zic așa. Erau în ultimul turneu. Cu încă 3 ziua dinainte, cu încă 2, erau mai multe, erau vreo 10 din 15. Hai să vedem, să începem prin a le spune celor care ne urmăresc. Știu că sunt puțini aceia care nu știu despre ce este vorba, dar ce este goalball pentru cei care nu sunt familiarizați cu acest termen? Cristi, ești capitanul echipei, te rog. Deci goalball este un sport pentru persoanele cu deficiență gravă de vedere și se joacă cu o minge de 1 kg și 25, vreo 25 kg. Un teren de 18 pe 9 metri, dreptunghiular. Echipele sunt formate din câte 3 jucători care stau în capetele acestui dreptunghi și aruncă mingea în încercarea de a marca în poarta adversă. Jocul, așa se poate rezuma pe scurt, și este destul de dinamic, presupune destul de mult efort, fiind greutatea mingii și mărimea porții, luând în considerare factorii ăștia, e destul de greu și necesită un efort considerabil. Un meci durează teoretic 24 de minute. Practic se întinde undeva pe la 45-50 de minute, ținând cont că jocul este oprit, cronometrul este oprit de fiecare dată când mingea este în afara terenului. Am putea spune, e o confruntare destul de intensă, și profit de ocazie să le spun celor care ne urmesc acum pe micile ecrane, doamnelor, domnilor, dumneavoastră vedeți imagini pe care le-am surprins în timpul unui antrenament ce s-a desfășurat astăzi, sunt exercițiile de încălzire, după care, iată, încep și pasele, să le spunem așa, nu, sau încercările de a-i învinge pe cei din echipa adversă. Sunt 4 sportivi, Călin, nu? Într-o echipă. 3 plus rezervă. Normal, rezervele sunt 2-3, acum depinde de lot. Da.
Spunea Cristian puțin mai devreme despre faptul că am putea să credem că de fapt aceste reprize durează puțin, dar de fapt eu știu că sunt solicitante. 12 nu? minute e timpul, efectiv. Într-o repriză. Închipuiți la 12 minute să te ridici de fiecare dată, să iei mingea, să o arunci cu forță în partea cealaltă, să te pui jos, să te arunci, după aia arăți, te ridici, arăți, arunci. Am încercat odată la un antrenament cu ei și după 5 minute eram pleoarcă. Deci chiar un efort mare pentru nevăzători. Și îmi face impresia că și mingea, o să rog pe Robert să ne spună, mingea e specială, nu-i așa? E o minge cu clopoțe. Și e mai grea decât, cu siguranță e mai grea decât mingea de torba, asta știu, nu? Dar e mai grea decât o minge obișnuită, să spunem, o minge de basket sau... Da. Da, e mai grea. De cât timp practicați acest sport? Noi inițial am început cu torbalul. E mai ușor, Robert, torbalul? E mai dinamic. Repriza ține mai puțin. E o minge mai mică, de altfel am surprins câteva mișcări pe care voi le-ați făcut și de torbal. O minge puțin mai mică, nu? Și mai ușoară, cred. E cât mingea de fotbal, tot așa cu clopoței. Repriza e numai 5 minute, terenul este un pic mai mic și e o trecere bună pentru copii. De obicei, la școală încep cu torbalul, fiind mai ușor, vin mai cu fără frică la torba. Și după aceea facem trecerea spre golbal, cum cresc în vârstă. De unde a pornit acest sport și cum a ajuns, să spunem așa, în ograda voastră la liceu pentru deficienți de vedere? Din ce ținem noi minte, din al doilea război mondial. Wow. S-a inventat pentru soldații care au rămas fără vedere. S-a inventat sportul ăsta pentru ei. Un fel de, să spunem așa, strămoș al actualelor jocuri Invictus. Exact. Nu? În școală la noi l-a adus domnul Furda Tiberiu, dacă fostul meu coleg, acum la pensie. El m-a învățat tot ce știu despre torbal. Am început până să lucrezi în liceu pentru deficienți de vedere, știai ceva despre acest sport sau cum să antrenezi sportivii? Deloc. Ai luat-o de la zero, putem spune. Torbalul, și da. Tu și ei. Și ei, normal. Și ați ajuns campionii României. Da. La torbal nu, pentru că torbal nu avem campionat. La torbal nu mai pe internaționale mergem. La golbal am avut șansa să-l avem alături de noi pe domnul fost director ajung, Silviu Vanda, care un prieten al emisiunii Fără Prejudecăți, exact, campion și la șa, campion în foarte multe domenii. S-a luptat mult ca să ne ajute să intrăm în campionatul ăsta, pentru că acest campionat e organizat de ANR. Asociația Nevăzătorilor, exact, din România. Și ne-au primit, după lungile lui insistențe, și acum cred că le pare rău. Pentru că... Zicem, da, nu, acum zicem așa ca și glumă, da. Am adus așa un plus de viteză și de... Vă dați seama, noi avem numai turnee internaționale. Uh-huh. Am învățat să jucăm golbal cu polonezii, cu ungurii, care sunt în grupa B valorică, România în grupa C valorică. Despre situația din Ungaria va trebui să povestim, pentru că este de-a dreptul în același timp onorantă, dar și foarte amuzantă. E momentul în care tu te-ai dus cu două echipe acolo, două echipe din România, și ai ajuns să joci finala între cele două echipe ale tale. Anul trecut, în martie, am fost invitați la un turneu de torbal, cred că era primul turneu organizat de ei, și mă înțeleg foarte bine cu antrenorul de la școala de nevăzători din Budapesta. Mai am două echipe, pot să vin cu două echipe, zice, chiar te rog, că și așa nu sunt suficiente echipe, mulți n-au răspuns la invitație, ne-am dus cu două echipe, echipa 1, echipa 2, prima cea mai bună, a doua mai slăbuță, normal, în a doua aveam chiar și o fată pe centru și am ajuns să jucăm finala, locul 1, între ei, deci echipa 1 cu echipa 2, meci în care le-am promis că nu stau la niciunii pe bancă și am ieșit afară, deci am stat în spatele porților și i-am urmărit. Dar finala s-a terminat cu 7-6 pentru prima echipă, deci foarte apropiat. O luptă extraordinară între ei și asta mi-a făcut cea mai mare plăcere să-i văd. Bun, la acest campionat, hai să vedem care au fost, să spunem așa, adversarii cei mai de temut, echipele care, nu știu, v-ar fi putut ridica probleme. E clar că până la urmă nimeni nu v-a ridicat probleme, nu-i așa, 15 meciuri toate câștigate, dar
totuși au fost emoții pe undeva, v-ați gândit că sunt anumite echipe care ar putea să, nu știu, să fie mai greu de... Păi noi avem în mod tradițional o echipă tot din Cluj, cu care ne luptăm de obicei pentru cupă sau pentru campionat în cazul ăsta, fiind două competiții separate. Și anul ăsta am avut și o surpriză în prima etapă din partea Bacăului, unde am avut un meci foarte strâns, care s-a încheiat cu o victorie la un singur gol pentru noi. Nu v-ați fi așteptat la acest meci atât de strâns? Nu, chiar deloc. Chiar deloc. A fost o, până la urmă, o surpriză plăcută, pentru că meciurile frumoase sau meciurile de care te bucur cu adevărat sunt cele care le câștigi după un efort considerabil. Meciul câștigat cu Bacău după vreo 50 de minute foarte intense a fost, sau ne-a bucurat mult mai tare decât un meci câștigat cu 10-0 cu nu știu ce echipă. Și dacă este să tragem linia, Cristi, ce ați avut voi și n-au avut ei? Motiv pentru care, iată, voi ați câștigat? Cred că un pic, am stat un pic mai bine din punct de vedere fizic, nu mult, un pic. Și psihic, cred că am stat mai bine, am gândit mai bine puțin jocul. Dar diferențele au fost foarte mici. Strategie, până la urmă, iată, la faza de planificare, de strategie. Și îmi spunea astăzi antrenorul vostru, Călin Crăciun, aici de față, despre faptul că este foarte încântat în momentul în care vede că voi, practic, legați, voi faceți construcția jocului, bine spun, în momentul în care ei planifică totul. Mă anunță din teren, vrem să facem asta, putem, păi ia dați-i drumul să faci, ce vreți să faceți. De obicei le iese? Le iese, le iese, mai iese câteodată, mai iese. Da, am mai avut și momente, în Olanda, am fost ultima oară și am văzut o schemă la o echipă care era tot acolo și am vrut să încercăm și la noi așa în timpul jocului și era să ne dăm un autogol, a trebuit să sar după minge pe linia porții ca să nu ne dăm singuri. N-a ieșit, dar am mai încercat cea două oară și până la urmă am mers. Vorbim de participarea voastră la nenumărate concursuri în foarte multe țări. Povesteam puțin mai devreme despre Ungaria, Elveția, știu că se adaugă pe lista voastră, Olanda. Până puțin mai devreme îl văd pe Cristi, are la gât o medalie obținută în Italia. Cum e nivelul atunci când ieșiți din țară? Mult mai ridicat. Mult mai ridicat? Da. Asta înseamnă, cred, Călin, că se și investește mult mai mult în acest sport acolo. Da, mult mai mult față de noi, da. Deci noi chiar avem noroc cu doamna Sali. Să vorbim despre asta. Este extraordinar faptul că echipa doamnelor, domnilor al liceului pentru deficienți de vedere din Cluj-Napoca este susținută de către Clubul Sportiv La Mont. Da, pentru competițiile de golbal, pentru europene și cele ale naționale, suntem susținuți de doamna Sali și în campionat. Și pentru celelalte competiții de golbal și torbal, am un prieten al meu, un neamț, de aici din Cluj, care mă susține financiar de 5 ani de zile. Este vorba de bani care trebuie investiți în participare, înțeleg, la cât mai multe, da, competiții, în echipamente. Majoritatea competițiilor pentru copiii care mă duc de la școală, se oferă cazare și masă, eu doar trebuie să-mi plătesc drumul. Și atunci eu sunt și șofer, și mamă, și tată, și bucătar, și asta e. Trebuie să tragem un pic ca să câștigăm ceva. Înțeleg că această asociere sau această susținere pe care o aveți din partea clubului La Mont vă și ajută să participați în continuare la cât mai multe competiții. Nu e un test pe care voi aveți oportunitatea să-l faceți cu alte echipe foarte mari și vă pregătiți. O să vorbim imediat despre competițiile la care urmează să participați. Însă vreau să ne explicați de ce vedem ochelari, de ce îi vedem cu ochelari pe sportivi în momentul în care sunt pe teren. Pe toți. Trebuie să aducem pe toți la același numitor comun. Fiind jocul special pentru deficienți de vedere, toți trebuie să fie la același numitor comun, să nu vadă. Nimeni să nu vadă. Toată lumea cu ochelari pe ochi, toți au același nivel de acuitate, adică zero, se folosesc doar de urechi.
urechile deci auzul e un simț de bază, clar. Absolut. De aceea spunea Robert puțin mai devreme, mingea are clopoței. Dar ce altceva vă ajută să vă coordonați atât de bine? Și simțul tactil, pentru că jos terenul este lipit cu sfoară, este lipit peste sfoară ceva și îi găsesc cu mâna jos, fiecare își găsește locul și toate liniile din teren. E voie să comunice între ei? Da, sigur că da. Și ce vă spuneți de obicei? Ce vă ajută să... Acum dăm secretele din casă. Ei, probabil că sunt auzite și de celelalte echipe. Vorbim destul de tare și ne organizăm diferite scheme prin care derutăm adversarul. Spre exemplu, în momentul în care aruncăm mingea, jucătorul din dreapta se pregătește să arunce, iar cel din stânga face un zgomot, adică face niște pași prin care cumva încearcă să-i deruteze pe adversar, ca ei să creadă că mingea este la el, ori mingea este în dreapta și cel din dreapta va șuta de fapt. Și atunci ei, fiind distrași de jucătorul din stânga, au șanse mari să, nu neapărat să nu-l audă, că vor auzi până la urmă, dar sunt multe echipe care se așează în teren, în defensivă, în funcție de locul din care vine mingea. Ori dacă ei s-au așezat greșit, fiind derutați de un jucător care a făcut gălăgie într-o altă direcție, atunci sunt șanse mai ridicate să ia gol. Deci adevărate strategii până la urmă, da, pe care ei le pun la cale. Da. Vreau să te întreb, Cristi, cum e să fii capitanul echipei? Ce intră în atribuțiile tale? Te-am văzut astăzi la antrenament, că i-ai strunit pe colegii tăi, i-ai pus la treabă, i-ai grăbit, haideți odată, haideți să ne pregătim, haideți să începem încălzirea. Dar, dincolo de asta, ce implică postura ta? Rolul acesta e mai mult în teren. Asta că a fost azi la antrenament e așa, nu ține neapărat de faptul că sunt sau nu capitan. E, da, o disciplină trebuie să fie prezentă, asta e clar, nu? Acolo domnul antrenor se ocupă. Dar în rolul meu de capitan coordonez echipa în timpul jocului efectiv, în sensul în care le dau indicații colegilor în care partea terenului se meargă să arunce mingea, unde să arunce, avem țintași destul de buni în echipă și atunci eu le indic o direcție în care mi se pare că apărarea lor este mai fragilă și îi orientez în direcția respectivă. Cum îți gândești? Cred că e foarte interesant pentru noi să înțelegem. Cum îți gândești în minte întreaga strategie? Cum, între ghilimele, cum vezi schema terenului sau în pozițiile lor? În primul rând, ascult foarte bine echipa adversă. Asta în timp ce ascultăm gălăgia sălii, în timp ce... În sală de obicei este liniște. Da, arbitrii cer liniște și se joacă în liniște. Ba chiar de multe ori meciul este oprit dacă sună vreun telefon mobil sau se întâmplă alte lucruri de genul care îi deranjează pe jucători. Și fiind liniște, eu pot să îi ascult foarte bine, să-mi dau seama de unde vor arunca ei mingea sau unde aruncă echipa mea mingea, astfel încât pot să le spun că trebuie să dea mai aproape de bară sau mai aproape de centru, mai în teren și așa mai departe. Sunt câteva puncte slabe, câteva puncte mai greu de apărat. Jucătorii fiind trei, sunt patru zone, două la cele două bări, deci chiar în colțul porții și două unde se întâlnesc jucătorii, unde de obicei sunt bâlbe sau alte lucruri de genul care pot să ne aducă avantaj pe tabelă și atunci eu mă orientez colegii și încerc fiecare și eu. Fiecare nesiguranță adversarului, fiecare mică greșeală, bâlbă, cum spune, e exploatată de către tine, înțeleg. De colegii, de mine în mod indirect, pentru că eu le cer să dea într-un anumit punct
Și colegii mei sau uneori și eu încercăm să dăm chiar acolo și putem comunica și cu antrenorul în timpul jocului, când mingea nu este în joc, și atunci antrenorul ne spune, el văzând... Are o pereche de ochi valis pe margine. Da, exact. Și atunci le dau indicații. Cine unde își lasă piciorul, unde își lasă mâna. Dar și aia în anumite limite, acolo. Pentru că altfel arbitruțele că te poate... Doar când e mingea în aut, poți să vorbesc cu ei. Da. Până când spune quiet please, poți să vorbesc cu ei. Și iar în momentul în care se aude quiet please, trebuie să faci liniște și să încheie orice comunicare. Și am mai pățit, am mai vorbit și după și ne-am luat penalti. Și înțeleg că asta le-a tras lor penalizare echipei, nu? Dacă antrenorul vorbește după ce arbitru a spus... Și a fost apostrofat normal. Imediat capitanul de echipă. Bun, Robert îmi spunea puțin mai devreme despre faptul că vă antrenați de 3 ori, uneori chiar de 4 ori pe săptămână, nu-i așa, Robert? Înainte de competiție de 4 ori. Și de școală, când mai aveți vreme? Spre exemplu, știu, Cristian, tu ești student la filozofie. Robert, tu ce studiezi? Și eu sunt student la filozofie. Tot la filozofie, wow! Foarte interesantă combinație. Adică, de pe băncile liceului, din echipa, iată, campioana României, la facultatea de filozofie. Cum această alegere? Probabil că gol balonii. Zici? Robert, la tine cum a fost? Probabil... Tot golbal a fost un motiv. Dar care e legătura între... Așteptăm o echipă de cercetători britanici să... Care să lămurească. Da. Bun, până vine echipa de cercetători britanici să lămurească acest aspect, știu că urmează, nu-i așa, un calendar de competiții pentru voi. Despre ce este vorba? Păi, anul viitor vom avea două turnee de pregătire, încă nu știm exact unde vor fi. De pregătire pentru campionatul european paralimpic de golbal din Finlanda. Wow! De tineret, va fi în 25 iunie. Anul trecut am fost în Italia pentru prima dată, am reușit să luăm bronzul. Extraordinar, felicitări! Deci plecați cu șanse mari și vorbim despre o echipă care are, să spun așa, o trambulină importantă și la nivel internațional. Eu zic da. Noi vă dorim mult, mult succes. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru că astăzi ați fost alături de noi. Să iasă foarte bine pe acolo pe unde mergeți și la cât mai multe meciuri câștigate. Mulțumim. Mulțumesc și eu. Mergem mai departe, doamnelor și domnilor. Imediat vom vorbi despre caravana filmelor accesibilizate pentru nevăzători. Însă, înainte de asta, Raluca ne gătește o nouă rețetă fără prejudecăți. Clădite cu Nutella și cu gem. Bună ziua tuturor, doamnelor și domnilor, salut Raluca! Salut, Dumitru! Astăzi vom crede în bucătăria noastră cele minunate clătite. Cele mai minunate clătite în bucătăria Raluca, doamnelor și domnilor. Și ce avem nevoie ca să facem cele mai minunate clătite? Avem nevoie de făină, puțină, sare. Un pic de sare, nu foarte mult, clătite dulci, înțeleg că facem, nu? Pentru desert, cum ar veni. Piper? Zahăr pentru gust. Zahăr, nu piper, așa e? Am glumit. Mie îmi place foarte mult de cărță bune în coșe de lămâie. Coșe de lămâie, eu n-am mai pomenit la clătite, dar dacă tu zici apă minerală... Și lapte. Apă minerală. Oare de ce punem în ele apă minerală? Pentru că se face mai bună și pentru că așa se face... Așa pufoase. Albuș, gălbenuș sau ambele? Apele. Totul. Punem doar de ouă, mă rog, Raluca știe. Eu numai te ajut, nu? Și la final le umplem cu ce? Gem și cu Nutella și cu gem și cu Nutella. Banană, da. Deci facem și cu gem și cu Nutella și cu banană și mai cu ce am putea să facem? Putem cu... De căpciuni, de sneulă, de cerece, de babaia. Clar, o să iasă ceva minunat. Hai să începem. Pui ouăle? Da. Poftiți. Se amestecă făina cu ouăle. Spunea Raluca puțin mai devreme că le punem între și arbuș și călbenuș
pur și simplu le dăm drumul pe sefăină. Așa. Toate trei de la început. Bun. Poftim, vă rog. Le sparge la luca frumos cu cuțitul. 3 ouă. Aba. Bun. Un vârf de linguriță de sare. După care, ce mai vrei să punem în pepita? Un pic sahăr pentru gust. Ele oricum o să fie dulci la final, pentru că am stabilit că vom pune gem. Gemul ăsta, Ralu, tu l-ai pregătit? Gem făcut de tati. Și spuneai de coaja asta de lămâie. Da, se după pune. Ce amestec. Aha. După care o să dăm cu mixerul. Nu? Deja ne-am obișnuit cu mixerul. Și la rețetele trecute ai folosit mixerul. Punem un pic de lapte. A, și eu știu că se pot face. Putem încerca să le facem la un moment dat și cu blenderul. Mai adaug eu? Da. Pe tot? Mhm. Așa. Hai? Da. Așa. Acum a fi de apă minerală. Aducam spune de ce peste pun. Și acum Raluca pune de seama că avem sau nu avem consistența dorită. Acum cu polonicul. Cu polonicul. Trebuie să fie mai lichid, așa, mai ca o smântână, înțelegi? Da, moale. Este. Și ești încredată? Da. Aha, bun. Acum cred că e momentul să punem coaja de lămâie, da? Da. Că ținem polonicul și tu rezolvi coaja, te rog. O punem pe toată? Jumătate, ca să nu fie aroma prea puternică. Bun. Și acum vrei polonicul înapoi? Da. Poftim. Deci, Raluca este încântată de compoziție. Înseamnă că trebuie să punem imediat sticlaia la încins, cred eu. Da. Nu? Și am ajuns la momentul mult așteptat în care... Care trebuie să punem pe sticlă. Un pic de ulei aruncat și dat bine cu pensula. Perfect. Și acum prima clătită este pe cale să ajungă în tigaie. Bun. Și acum, Ralu, stăm și așteptăm? Așteptăm un pic, pe care punem pe tine un pic de ulei. Așa, deci Raluca susține că punem un pic de ulei pe margine. Aha, așa. Pentru că ne ajută să desprindem clătita un pic mai ușor. Hai să vedem, Raluca. Așa. Așa, a venit momentul în care întoarcem clătita. Da. Asta, să se poată și pe partea elaltă. Uai, ce bine! Super! Și așteptăm tot așa puțin, da. Nu? Pentru că tigaia deja e încinsă, spunea Raluca puțin mai devreme, și atunci foarte repede ele se încoace și pe o parte și pe alta. Le vom muta în această farfurie, nu? Da. Facem multe, multe. Cam cât o să ne iasă, Raluca? Ajung? Să 10? 10? Perfect! Ajung pentru toți cei de la centrul Raluca. Ok, pentru. Hai să o scoatem, o scoatem? Da. Să scrie momentul să o scoatem. Să vedem. Excelent! Prima noastră clătită este deja pe farfurie. Ne pregătim pentru următoarea. Între timp tot am povestit, am stabilit deja și rețeta pentru săptămâna viitoare. Spunea Raluca
să nu vă zic despre ce e vorba și nu o să vă zic. E surpriză, rămâne surpriză. Da, aș vrea să fie surpriză pentru toți prietenii mei și pentru familia mea și pentru musafirii care o să vină. Foarte bine. Deci, punem gem în mijlocul plătitei și îl întindem așa, după care fac îndoim în două și încă o dată în două. Excelent! Faci și cu ciocolată și cu banane? Da. Ia, hai să vedem. Nutella. Lalu, între plătite cu gem și plătite cu Nutella, tu ce alegi? Să zic că Nutella este preferata mea. Cu Nutella. Am furat, la Luca au și furat o bucată de banană ca să verifice dacă e bună. Ia să verific și eu. Foarte bun. Bananele sunt coapte. Asta vă pot spune sigur. Și pui pur și simplu înăuntru sau deasupra? Uite așa. Deci umplutură de Nutella cu banane. Și o să iasă niște clătite super. Eu mă întreb cum mai trebuie să facem cu colțe la Luca, dacă trebuie să... Aici am pus încă un pic de Nutella. Peste? Peste, da. Mai ca un fel de ornament, zici tu, de fapt. Da. Ce bine arată. Și sunt convins că și gustul... Și super. Încă una mai fac. Încă una? Începem. Cu ce vrei să încep? Cu cea cu Nutella sau cu gem? Cu gem. Cu gem. Hai, ia cu gem. O să iau și eu una cu gem atunci. Trebuie să le gustăm. La Luca după aia va continua să le umple și pe restul. Mă gândim să fac pe celălalt. Extraordinar de bune. Cu gem de casă. Făcut de tatăl la Luca, îi spunea puțin mai devreme. Simt coaja aia de lămâie de care vorbeai tu puțin mai devreme și absolut fenomenal gustul. Mai iau una, Raluca, o să iau de data asta cu Nutella. Sărbătoare mare astăzi o să fie la centru, Raluca. Îmi dați seama, toată lumea o să se distreze, nu? Plătitele făcute de Ralu. M-am trecut deja pe listă. Noi ne vedem săptămâna viitoare. La revedere! Bine v-am regăsit și în această săptămână, dacă tot ne aflăm la mijlocul toamnei, un eveniment recurent începe și în acest an. Este vorba despre caravana filmului accesibilizat. Alături de noi se află Marian Pădure, cadru didactic la Universitatea Babeș-Bolyai și reprezentant al Fundației Cartea Călătoare. Marian, bine ai venit! Vă mulțumesc pentru invitație! Povestește-ne despre caravana filmului accesibilizat. Ce este, ce filme putem urmări în acest an? Se numește Caravana Fan. Doi, să-i spunem, pentru că este a doua caravană, este Fan vine de la filme accesibile pentru nevăzători. Anul acesta caravana merge peste tot în țară, acolo unde am stabilit dinainte în fundație, dar și acolo unde sunt solicitări. Avem filme noi în caravană, avem un pas în urma Serafimilor, film care a fost și anul trecut la TIFF, dar ne-am bucurat doar noi la Cluj, un film extraordinar care acum va merge în caravană prin țară. Mai avem Hawaii, mai este 6,9 pe scara Richter și ca noutate în caravan am inclus și școlile speciale pentru nevăzători din România, unde avem două filme sau mai multe și din cele vechi, Ciprian Porumbescu și Ultima noapte de dragoste, Prima noapte de război, două filme pentru adolescenți foarte bune. Să revenim un pic la începuturi. Ce înseamnă un film accesibilizat? Cum anume este accesibilizat? Inițial ne uităm la un film împreună cu colegii noștri nevăzători, vedem care sunt elementele importante din acel film care nu se regăsesc în coloana sonoră a unui film, a filmului respectiv și după aceea începem să introducem, descrierea. Mai simplu, ceea ce nu se poate înțelege din acțiunea, din acțiunea filmului, partea sonoră, încercăm să o includem în
în film. Tot ce se întâmplă, de pildă să spunem că acum în studio intră cineva, aspect care nu se vede și nici nu se vede, dar nu se aude cum că a intrat cineva în studio și acolo unde noi ne o să ne oprim puțin din vorbit, o să spună: Gheorghiță a intrat în studio. Și toate elementele acestea sunt incluse astfel încât să-l ajute pe nevăzător să înțeleagă și mai bine filmul. De fapt, Fundația Cartea Călătoare, prin proiectele acestea mai noi de filme accesibile, a încercat să accesibilizeze una dintre artele la care până acum nevăzătorii nu aveau acces, și anume filmul. Emisiunea noastră a participat la evenimentul de anul trecut din Cluj-Napoca și iar eu am fost chiar și la TIFF, la Un pas în urma Serafimilor. Este o experiență un pic izolată, adică fiecare nevăzător aflat în sală are un aparat, nu-i așa? Prin care recepționează coloana sonoră a filmului. Exact, pentru că filmul accesibil înseamnă filmul care este pentru nevăzător, astfel încât să nu încurce audiența din sală, ceea ce înseamnă incluziune. Adică în aceea sală de cinema avem și nevăzători, dar avem și public general, care pot să urmărească același film împreună. În caz că nevăzătorul aude numai descrierea, acele pasaje care trebuie descrise audio, iar pe urechea cealaltă, care nu este acoperită, va auzi sunetul general al filmului din sală. Cine alege ce titluri vor fi accesibilizate într-un an? Aici e puțin discutabil, dar în general acolo unde primim drepturile de utilizare ale filmului. În general cerem acordul producătorului, dacă producătorii sunt de acord să ne dea posibilitatea să accesibilizăm filmul, ca după aceea să-l putem proiecta public. Am înțeles că au fost deja confirmate datele pentru Transilvania. Încă sunt în lucru, pentru că ținem foarte mult cont și de solicitările care vin din țară și încercăm acum să le analizăm ca să le punem fiecare zi una după cealaltă. De pildă o să fie la Oradea, o să fie la Baia Mare, o să fie la Satu Mare, o să fie și la Cluj după data de 20 noiembrie, dar o să anunțăm toate evenimentele și toate proiecțiile sunt anunțate atât pe pagina de Facebook a Fundației Cartea Călătoare, iar evenimentele care de proiecție de film accesibil care sunt pe Cluj-Napoca le anunțăm pe pagina de Facebook a Biroului pentru Studenți cu Dizabilități și a Departamentului de Psihopedagogie Specială. În momentul în care un film accesibilizat este proiectat și într-o sală se află și persoane cu dizabilități, dar și fără dizabilități, există interes din partea celor cu dizabilități să urmărească pelicula în acest mod accesibilizat? Am ținând cont că până acum la TIFF au fost, cred că, peste 10 proiecții, adică peste 10 ani de ediție de TIFF la care am participat cu un film accesibil și l-am participat la toate, de la an la an se schimbă. La început au fost oameni care păreau foarte sceptici văzând nevăzători în sală, nu înțelegeau efectiv ce se întâmplă. La facultate, la universitate, ca să desensibilizăm audiența, am încercat să dăm filmul în sală, adică și cu descriere și sunetul filmului, ceea ce a fost foarte bine. Au fost persoane la TIFF care și-au acoperit efectiv ochii și și-au luat o cască ca să înțeleagă filmul. Iar mulți nu înțeleg ce se întâmplă. Tocmai de aceea, înainte de proiecția unui film, noi încercăm să explicăm ce se întâmplă în film și de ce sunt în sală nevăzători, ca să înțeleagă. Și chiar sunt foarte mulți cinefili care ridică mâna și solicită și ei o cască ca să înțeleagă ce se întâmplă de fapt. Încă la noi este așa o noutate. În Occident și nu-mi place să dau tot timpul ideea Occidentului, dar au idei foarte bune și noi ne bucurăm că putem să le importăm foarte rapid. În Statele Unite există cinematografe speciale, în Europa mai există filme accesibile, există chiar canale speciale pe internet unde sunt filme accesibile. Pe lângă asta, acum noi am ajuns la, cu tot sprijinul Fundației Cartea Călătoare, am ajuns la aproape 50 de filme românești accesibilizate. Și ca să completez lista de filme, vreau să spun două filme foarte dragi mie, care le aștept de foarte mult timp să fie accesibile: Actorul și Sălbaticii. A fost finalizat și o să ruleze și acesta în unde sunt solicitări în țară. Deci pe cei care sunt interesați, fie din Cluj, fie din afara Cluj, din alte județe, sunt interesați ca Caravana Fan să vină la ei în oraș, să contacteze Fundația Cartea Călătoare. Și un alt film foarte bun pentru adolescenți, eu știu din copilărie,
toate pânzele sus. Deci, așa că eu zic că paleta de filme românești în acest moment este destul de mare, cu filme foarte bune românești care pot fi rulate. Și cu siguranță o să sensibilizăm și producătorii să fie deschiși spre așa ceva, mai ales că de curând a apărut legislația ceea ce privește filmele subtitrate pentru persoanele cu deficiență de auz, ceea ce înseamnă că începem să facem pași atât în televiziune cât și în producția de film ca filmele să fie accesibile. Și nu este greu. Există pe piață un singur film care are inclus pe DVD și descriere audio, Aferim. Ceea ce pe noi ne-a surprins când producătorii ne-au contactat să ne întrebe dacă dorim să includem coloana sonoră accesibilizată pe acest DVD. Și așa că pui efectiv DVD-ul în player, îi dai play și îți alegi una din coloanele sonore și ca nevăzător poți să vezi filmul acasă singur. Marian Pădure, îți mulțumim că ai fost astăzi alături de noi și așteptăm și la Cluj să ajungă iarăși la noi caravana filmului accesibilizat. Fără prejudecăți continuă, urmăriți Jurnalul Special. Bună ziua, doamnelor și domnilor! Bun găsit la știri cu Bogdan Cristea. Carneșia este o femeie cu spina bifidă care a muncit nesputeri pentru a-și împlini visul și chiar a reușit. A ajuns fotomodel. De ani, are spina bifida și spune că nu va lăsa dizabilitatea să o împiedice să-și urmeze visele. Acum pășește pe podium pentru a se lansa în cariera de fotomodel. Carneșia Patton, originară din Birmingham, Alabama, este paralizată de la brâu în jos, datorită unei condiții congenitale ce nu a permis dezvoltarea completă a măduvei și a coloanei vertebrale. Carneșia spune că astăzi dizabilitatea nu o mai afectează, dar în trecut i-a cauzat probleme. Am simțit din plin fenomenul de bullying, adică batjocuri celorlalți. Asta cam până prin clasa a 5-a sau a 6-a. Au fost momente în care am urât foarte mult scaunul meu cu rotile și a durat o vreme până m-am acceptat exact așa cum sunt. Era acea perioadă adolescenței, când adesea copiii sunt răutăcioși unii cu alții. Îmi doream foarte mult să fiu ca ceilalți, după care am realizat, hopa, nu trebuie să fiu ca ceilalți. Acesta a fost momentul în care Carneșia a început să facă fitness și basket. Spune că poate face până la 10 tracțiuni cu tot cu scaun cu rotile. Cariera ei sportivă nu e totul. Carneșia studiază și în cadrul unui program de masterat în business, iar seara lucrează într-un salon de înfrumusețare ca tehnician specializat în manicură. Pe lângă toate acestea, recent Carneșia a decis să vrea să intre și în lumea modei. Are deja în palmares câteva prezentări de modă și ședințe foto, ce au fost foarte apreciate de public. Motivația ei este foarte clară, autoreprezentarea persoanelor cu dizabilități este un factor esențial care îi încurajează și pe alții să iasă în față, să aibă curajul să își spună povestea. Pasiunea pentru ciclism nu cunoaște limite. Paolo este cea mai bună dovadă. Vă invit să-l cunoaștem chiar acum. Penny Martelli este un tânăr italian care trăiește în Barcelona. E pasionat de fotografie, dar cel mai bine se simte când gonește cu bicicleta sa la viteze de peste 40 de km pe oră. Credeți că faptul că nu are o mână și un picior îl împiedică? Nici vorbă! Motoul preferat al lui Paolo este: nu renunța niciodată, indiferent de cât de greu poate părea un lucru. Îi cunoaștem acum pe șezice de la Taxi Gratis, o inițiativă din București care ajută persoane în dificultate, le oferă transport gratuit la clinici medicale și spitale privite. Taxi Gratis funcționează în București, dar nu este de fapt un taxi. Autoturismul folosit este unul personal, neinscripționat, iar Alex Bobeș, inițiatorul acestui proiect, nu are profesia de taximetrist. A ales însă această denumire pentru a evidenția faptul că transportul este unul gratuit. Asociația spune că face un pas înainte cu fiecare persoană ajutată, iar inițiatorii proiectului își doresc dezvoltarea unui serviciu care ar trebui să fie deja prezent în România. Transportul gratuit al persoanelor aflate în imposibilitatea de a se descurca pe cont propriu. Am hotărât să
mă implic în mediul social mai defavorizat și să ajut aceste persoane cu probleme financiare și de sănătate și pentru că am avut eu nevoie de ajutor la un moment dat și nu mi s-a oferit. Poate e o nebunie să faci asta gratis, dar când vezi bucuria aceea autentică din ochii lor, când înțelegi cât de puțin trebuie pentru a face pe cineva fericit, merită tot efortul din lume. Îmi place să cred într-o lume în care oricine poate ajuta pe cineva fără a cere nimic în schimb. Dacă asta e nebunie, atunci da, sunt nebun. Doamnelor și domnilor, vă mulțumesc pentru atenție. Sunt Bogdan Cristea și vă invit să rămâneți cu noi. Fără prejudecăți, continuă la TVR. Am revenit în platou, doamnelor, domnilor, după cum ați văzut, Andreea Naut, colega mea, a preluat frâiele rubricii sale și este în continuare alături de mine pentru că a documentat și alte subiecte la Fără Prejudecăți. Andreea, ce altceva, în afară de povestea caravanei filmului Accesibilizat, ai mai documentat pentru această ediție? Să vorbim de bullying în această săptămână, că se pare că va avea loc o completare la legea educației și anume un proiect în ceea ce privește violența psihologică asupra elevilor din școli. Să spunem mai întâi ce este bullying. Bullying-ul este o violență repetată împotriva unui elev, nu e neapărat să aibă un motiv conflictul în acest sens, este vorba doar de dominație și de, nu știu, de exercitarea puterii, asupra celui slab și de, aș putea spune, de un efect permanent pe care aceste acțiuni îl au asupra psihicului unui copil. Acum să vedem și cum va fi implementată legea, pentru că noi știm că, din păcate, în România și violența domestică este probabil incriminată prin lege, dar asta nu înseamnă că a dispărut cu totul din țara noastră. Așa e, cu alte cuvinte, un act normativ nu rezolvă, doar un act normativ nu rezolvă această problemă și e o problemă foarte gravă, doamnelor, domnilor. Vreau să vă spun că este cauza principală a depresiei și chiar a tentativelor. Sinuciderii, exact. Și România se află pe locul 3 dintre cele 42 de state europene studiate în acest sens. Deci problema este foarte gravă la noi și era și cazul să se intervină în acest sens. Este o problemă, înțeleg, și foarte greu de gestionat. Este foarte greu de gestionat, că spre deosebire de violența fizică, cea psihologică nu se poate observa imediat, nu iese imediat în evidență dacă un copil a suferit asemenea tratamente. Și știm că poate continua și în afara școlii, pe rețelele de socializare și în mediul online. Chiar asta vreau să te întreb. Se vorbește acum mult și despre această variantă tot a bullying-ului numită cyberbullying. Adică în mediul online, nu? În mediul virtual. Da. Și acest lucru se întâmplă, pentru că nu e ca mai demult, când odată ce ai părăsit școala și ai plecat acasă, cu oamenii aceia nu te-ai mai întâlnit probabil până în ziua următoare. Acum, în mediul virtual, te pot urmări 24 de ore. Să vorbim și despre faptul că la Liceu pentru Deficienți de Vedere din Cluj-Napoca ne întoarcem cumva la liceu. Kinetoterapeuta de acolo încearcă să realizeze un proiect îndrăzneț și tu ai detalii despre asta. Un proiect foarte interesant pe care urmează să-l documentez mai detaliat în zilele care urmează, dar ceea ce se știe este că va fi vorba de un dispozitiv pentru postura greșită a persoanelor cu deficiențe de vedere și recunosc că eu însă mi-aș acest dispozitiv pentru că parcă aș avea nevoie de o corectare de postură. Sunt persoanele cu deficiențe de vedere mai predispuse spre o poziție care nu e corectă și care poate să prejudicieze, să creeze probleme la nivelul coloanei? Aș putea să spun un exemplu concret. Am participat la un eveniment la Liceul pentru Deficiențe de Vedere. Era un eveniment organizat de Ziua Holocaustului și invitatul a fost foarte surprins pentru că i se părea că cei din sală dorm. Și a trebuit să explic, nu dorm, dar nevăzătorii, prin poziția asta aplecată, poziția un pic cu capul în jos, în momentul în care sunt atenți sau în momentul în care sunt relaxați. Deci asta înseamnă că sunt predispuși la această postură incorrectă. E, nu știu, din cauza faptului că stau și se concentrează, e o postură învățată greșit în școală sau tu ai vreun... Nu
știu, eu aș zice că e urmarea faptului că nu observă pe cei din jurul lor care e postura corectă. Am putea spune că este exact același lucru ca în cazul unor persoane cu deficiențe de auz, caracteristica de a târșâi picioarele, de exemplu. E ultimul minut jumate al ediției de astăzi a emisiunii noastre și știu că ai noutăți și în ceea ce privește exercitarea dreptului la muncă a persoanelor cu dizabilități. Am documentat acest subiect în conjuncție cu consultantul nostru Ovidiu Tuduruță, care a fost coordonatorul politicilor de tineret în cadrul Forumului European al Dizabilității. Am vorbit despre dreptul la muncă, despre ce ar trebui să facă statul român, despre ce este fondul de abilitare și cum ar trebui să se implementeze. Fondul de abilitare. Da. Este vorba despre acele sume pe care statul român le colectează de la firmele ce nu respectă cota de angajare a persoanelor cu dizabilități. Și care cred ar trebui să se întoarcă cumva. Care ar trebui domeniu, să se întoarcă în acest domeniu și care se întorc în acest domeniu în orice alt stat. Dar nu la noi, unde se pierd în marea găleată a bugetului de stat și fluxul se întrerupe, fluxul de bani. Care este cel mai important sau care sunt cele mai importante elemente pe care ar trebui să le știe persoanele cu dizabilități în ceea ce privește dreptul lor la muncă? Ar trebui să știe faptul că au dreptul la asistență în căutarea unui loc de muncă. Ar trebui să știe faptul că teoretic funcționarii publici, atât din justiție, penitenciare, poliție, ar trebui să fie antrenați în ceea ce privește tratarea cazurilor ce privesc persoanele cu dizabilități. Ar trebui să știe că au dreptul să fie angajate în sectorul public. Să știe faptul că orice firmă care are un număr de minim 50 de angajați trebuie să angajeze o cotă de persoane cu dizabilități și dacă nu face acest lucru, să plătească o taxă destul de consistentă către bugetul de stat. Andreea, îți mulțumesc foarte mult pentru aceste informații. Vă mulțumesc și dumneavoastră, doamnelor și domnilor, pentru că ne-ați urmărit ediția de astăzi a emisiunii Fără Prejudecăți. A ajuns acum la final. Sunt Ovidiu Damian, ne revedem săptămâna viitoare. La revedere! Pentru egalitate de șanse, copiii cu dizabilități au dreptul să învețe în orice școală.